În alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la altarul de vară al mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din localitatea gălățeană Tudor Vladimirescu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre evlavia de care se bucură Maica Domnului. Pricinuitoarea bucuriei nu numai a celor necăjiți, ci izvorul de binecuvântare cerească, de mamă cerească și pământească, se împlinește în chip cu totul și cu totul solemn, familial, fratern, comunitar și în același timp într-o lumină neapropiată a dragostei de mamă pentru toți fiii și o mulțime de tineri care își înmulțesc dragostea față de mamele lor. Se arată marea priveghere în jurul icoanei Maicii Domnului la Mănăstirea Adam. Se arată în sutele și sutele de mame cu copii pe brațe la împărtășanii azi la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului nostru Iisus Hristos de la Tudor Vladimirescu. În mijlocul miilor și miilor de gălățeni, la catargul Dunării, la precista, la sărbătoarea Marinei și se încheie în solemna cinstire a jertfei pentru patria mamă a Sfântului Domnitor pe pământ și în cer peste sufletele unite ale românilor, Constantin Vodă Brâncoveanu, cu fiii săi, izvorul iubirii de Dumnezeu, de biserică și de neam. La momentul chinonicului, copiii din grupul catehetic al parohiei Vameș și credincioșii au cântat pricesne. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat parastasul pentru ctitorii așezământului monahal, dar și pentru monahiile trecute la Domnul. În cursul după-amiezii, arhiepiscopul Dunării de Jos a participat pe faleza superioară a Dunării la o ceremonie religioasă și militară prilejuită de Ziua Marinei. Evenimentul a fost deschis de fanfara Valurile Dunării, care a interpretat imnul național. Părintele arhiepiscop Casian a oficiat cu acest prilej o slujbă de tedeum. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare și cu un spectacol marinăresc care a cuprins exerciții navale și o paradă a navelor militare.